stimați invitați, vă spunem bun venit la vernisajul acestei expoziții de astăzi. În primul rând, aș vrea să-i dau cuvântul domnului primar Septimiu Surcaș, pentru că, din păcate, are intervenție și va trebui să plece spre o altă locație. Domnule primar, aveți cuvântul. Da, onorată asistență, bună ziua tuturor. În urmă cu o perioadă de timp, nu știu exact câte luni sau sunt timp, un an oare, mai bine de un an, ce repede trece timpul, să vedem că mă trimit la bine, participam în Zalău la o expoziție, la aceeași expoziție, de fapt, care se întâmplă astăzi aici, în care admiram cu fiecare dintre noi operele domnișoarei Moisin. Și îi propuneam atunci că ar fi un lucru normal, ziceam eu, și asta spun la fel, și uite că întâmplându-se s-a demonstrat că lucrurile normale se întâmplă, să vină să arate și Simeonilor ceea ce harul pe care Dumnezeu i l-a dat și operele pe care ni le prezint astăzi aici. Și mă bucur că astăzi aici putem și noi să beneficiem și noi de opera artistei care nu este, are o legătură importantă cu orașul nostru. În același timp o salut pe cea care a reușit să-i insufle acest talent și să o ajute în dezvoltarea profesională și artistică. Vă mulțumesc foarte mult în numele comunității pentru că faceți acest lucru aici și pentru că faceți acest lucru în general și reușiți ca să adunați și dacă nu foarte mulți oameni, dar aia puțin și valoroși, care, pentru care și latura artistică este importantă, nu numai latura comercială, latura, nu știu, cea care este, din păcate, prezentă în viața noastră în fiecare moment. Vă felicit și vă respect foarte mult și vă mulțumesc în același timp că oferiți cu acest prilej oferiți posibilitatea celor care n-au fost în Zalău sau în altă parte să ia contact direct cu ceea ce dumneavoastră. Mă rămâne mie datoria oarecum să vă mulțumesc în primul rând pentru că sunteți astăzi aici. Văd că nu doar familia Flavie este interesată de artă și de tot ceea ce ține de frumos, văd că are foarte mulți susținători. Și tocmai pentru că astăzi vorbim despre artă și de frumosul artei, am să rog pe domnul George Mureșan să înceapă prin a ne recita poezii de lui. Domnul Mureșan. În primul rând, felicitări. De fiecare dată când cineva mai scoate capul în lume, mă bucur ce a trebuit să facem mai des și să nu ascunde ceea ce avem. Mă bucur că ne-ai adus expoziția. Dacă nu o să vă prezintesc, am să vă citesc trei poezii care sunt despre iubire. Prima poezie e Întoarce-te la Dumnezeu, este legată ceea ce conține grafica din expoziție, deci este vorba de credință. Când parcă cerul cade, când simți că este greu, când lacrima te arde, întoarce-te la Dumnezeu. Când te încearcă viața, când nu știi drumul tău, când te cauți dimineața, întoarce-te la Dumnezeu. Când te apasă întrebări, când noaptea e un hău, când sus e fără scări, întoarce-te la Dumnezeu. Când ești fără de scăpare, când lațul e atât de greu, când iubind vrei îndurare, întoarce-te la Dumnezeu. Când sângerezi în uitare, când bei ură în jurul tău, când este doar o scăpare, întoarce-te la Dumnezeu. Este prima poezie. Cea de-a doua e o poezie care ar trebui să fie patriotică, deci este iubirea de țară. Sfânta unitate. Mă doare pustiul din această țară, că pe aici nu mai sunt peciori. Că plecați cu treburi pe afară, au fabricat de cele trei culori.
au plecat să-și caute norocul. Nu știu ce e acel om ștor de fân, dar atunci când le vine sorocul, că-i mai moare câte un bătrân. Tu, care ești deasupra tuturor, că ți-au dat ei români o țară, slujește în credință acest popor și nu lăsa țara asta să moară. Și voi, ce ați fost aleși de popor cu speranță vie și nemăsurată, nu faceți jurăminte sub tricolor, dați țării demnitatea de altă dată. Din miile de cioburi răspirate, prin lume ce stau să se spargă, hai să refacem sfânta unitate în țara noastră atât de dragă. Se aude vorea cel strivit de roți, scrâșnind de-a noastră neputință, și parcă se răscoală în noi în toți că nepăsarea ne ucide cu știință. Iancu al nostru plânge cu durere și în lacrimile lui răsună un cabal, în cântec se ascudea sfânta vrere, purtați în inim, dragul meu, ardeal. Îi se coboară sfinții din calendar, gata să înceapă o nouă cruciadă, că noi ne-am pus țara în galantar. La vânzare, nu ca să se vadă. Treziți în voi, români, idealul sfânt, ce naște în fiecare din noi libertate, cât mai avem sub tălpi acest pământ, hai să le facem în țară sfânta unitate. Cea de-a treia poezie, o poezie care este despre iubirea pământeană. O poezie care mie e foarte dragă, poezia se cheamă Un fund de lacrimi, are și o poveste în spate, dar n-am să stau să o spun. Iubita, am vrut ceva să cumpăr din magazinul cu de toate, dar mi-au spus să nu mă supăr, că ei nu dau nimic în rate. Am vrut mie să mă vând, să pot să deau acel ceva, dar mi-au spus să stau la rând. Mai sunt și alții care aveam. Am încercat chiar și la amanet să văd ce aș putea amaneta. Aveam la mine un punct de lacrimi. Mi-au spus că nu primesc așa ceva. În nebunia zilelor fără de număr, aud în mine liniștea plângând. E liniștea ce-am vrut ca să te-o cumpăr, chiar dacă ar fi fost ca să mă vând. Iubit-o, am vrut ceva să-ți cumpăr și o viață întreagă am stat la rând, că nu pot mereu să te supăr și nu pot să te aud plângând. Încă o dată vreau să-i mulțumesc Fabiei că m-a invitat aici să vă spun în față câteva din. Și noi vă mulțumim, bineînțeles, ca de fiecare dată a fost foarte prompt. Aș vrea să vă întreb, nu știu în ce măsură cunoașteți dumneavoastră câte biserici de lemn mai există la ora actuală în România. Acum, ținând cont de tema pe care Flavia a abordat-o în picturile ei grafice, mi-am permis să mă documentez puțin mai mult. O am să vă spun eu, sunt peste 1400 de biserici care datează de dinainte de anul 1918, iar mai multe jumătate din acestea se află la noi, în Transilvania. În Selaș avem peste 92 de biserici de lemn care încă se mai păstrează, iar dintre ele 68 sunt declarate monumente istorice. Iar astăzi despre asta este vorba. Flavia a încercat să tragă un semnal de alarmă în privința păstrării monumentelor istorice, în privința păstrării chiar a identității naționale. Pentru că, până la urmă, odată cu pierderea a ceea ce avem mai valoros în țara noastră, se pierde și identitatea noastră. Iar despre opera ei și despre talentul grafiei ne va vorbi persoana care a îndrumat-o, doamna profesoară Cristina Ignatiu. Vă rog. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte mulțumită la această expoziție. Și eu, de asemenea, mulțumesc Flavie că încă o dată m-a invitat la această expoziție, expoziție care a venit anul la Zalău,
la Centrul de Cultură Poarta și atunci doar o parte din comunitatea Mușinilor au vrut să se arunce la Zalău și atunci am zis că a fi indicat că această expoziție se pune la Marte Mușinilor. Acum, trebuie să spun experiența mea personală. Ea, am făcut-o pe plată în 2003, am venit la mine acasă. La mine acasă am avut un atelier. Era plin de sticle, de culori, de pânză și când am văzut-o prima dată, foarte slabă, cu părul scurt, deja se dată că mă de un copac tânăr care trebuie ajutat să crească. Am reușit din momentul acela, prin a avea la facultate, am reușit să o fac, să-mi pun amprenta, să o învăț limbajul altfel. Game cromatice, despre combinații de culori, despre forme, despre materialitate și de asemenea atunci am luat contact cu primele ei lucrări, iar am început cu pictura pe sticlă. Și ce vreau să vă zic, primul contact cu lemnul a fost rama cu coane pe sticlă. Atunci am slăcuind, chiptând rama de lemn. Pe parcurs, ea a mers la liceu de arte în Oradea și m-am așteptat să merg la cultură. Da, m-am așteptat pe cetă mai tot să merg la cultură. Și ea a ales restaurare și iconografie. Nu mă mir, pentru că, cum să vă spun, trăiesc într-o zonă în care predomină lemnul. Toate casele la Montserrat, când am venit prima dată în Ciumla, am fost în mai multe case, am chestizat, aveam mobilă de lemn foarte veche. Faptul că și o zonă cu multă pădură, deci nu este o mirare care are drumul acesta. Ce vreau să vă spun acum, de când era de lucru? Clar, dar una pe lemn în Ciumla. De câte ori mă duc la ea, toată copa trebuie este plin de lemn, rame, mobile, scaune. Deci, ea oriunde merge, imediat identific obiectele de lemn vechi care trebuie restaurate. Și de la fiecare lemn am observat că știe povestea. Deci, de fiecare dată se îmbogățește cu povestea. De fiecare dată când mă duc la ea, am o altă poveste. Și tot mai bogată, mai timp și plătește. Am avut un... Este o chestie deosebită. Și asta doresc de la dumneavoastră, prin lucrările ei, aceste povești care le-a acumulat prin intercepta, prin documentarea ta, în tot studentul despre intercepta de la ei, despre mobilă și obiecte de la ei, a venit prin lucrurile să spune la amprenta asupra voastră și să vă fascineze și să vă interveneze. Am să-mi permit dacă tot ați adus aminte de primii pași în acest domeniu, ați pomenit de forme. Pentru că trăim, din păcate, într-o societate în care predomină formele fără fond din ce în ce mai mult. Flavia îmi spunea mai devreme că tocmai asta încearcă să combată, dacă putem spune așa, și să păstrăm forma pură, atât a monumentelor cât și a bisericilor pe care le avem. Chiar dacă poate uneori forma aceea pură are micile ei imperfecțiuni. În jurul nostru asta o să vedem astăzi, dar am să las pe Flavia, care are experiență deja, peste 20 de expoziții și plus de asta o experiență în restaurare și conservare, am să las pe ea să ne spună mai multe de unde a pornit ideea acestei expoziții grafice și mai ales care au fost pașii de realizare și tot ceea ce a presupus munca acestei expoziții. Flavia, te rog. În primul rând vreau să vă urez bine ați venit și vă rog să mă scuzați că am emoții și mai am surse de inspirație. Prin expoziția aceasta, de fapt, eu ce am încercat să aduc la cunoștință? O fărâmă din trecutul și credința omului care a trăit pe meleagul sărăgene. Toate discursele sunt
din Sălaj. O parte din ele sunt biserici sălăjene, dar au fost strămutate. Ori la muzeul Astra, avem aici gălpuia care este la Octavian Goga în Ciucea. Deci asta ar fi. Așa, prin imaginile în grafica bisericilor de lemn din Sălaj. Ideea expoziției cum a luat ființă. Am dorit să transmit generațiilor viitoare, la împătrânit, așa este firesc, moștenirea culturală și spirituală a strămoșilor noștri, dar și a patrimoniului cultural românesc. Pentru că avem un patrimoniu foarte bogat și, din păcate, nu știm să-l valorificăm. Așa, pentru a nu ajunge să răsfoim un album cu imagini sau să privim un cimitir vechi din care lipsește o parte a trecutului nostru, și anume Biserica de Lemn, am încercat să gravez în memoria dumneavoastră, că sunteți prezenți la expoziție, simbolul credinței, dar și doresc să trag un semnal de alarmă privind starea generală de conservare a monumentelor în general, dar în cazul de față a bisericilor de lemn din Sălaj. De unde mi-a venit ideea, inspirația? Având contact direct cu biserica de lemn, cu pictura, făcând restaurare, având experiență în conservare și restaurare de monumente, pe orice suport, de hârtie, biserici de lemn, de piatră, ce m-am gândit? Că ar fi foarte bine dacă aș putea să transmit generațiilor care vin, cei de tineri în special, că avem într-un fel, ghilimele, obligația morală, ca să zic așa, să ne transmitem patrimoniul mai departe și să îl prețuim până la urmă. Peste și prin vremuri, aceste biserici ne transmit că avem datoria morală și spirituală de a ne proteja, restaura și de a ne pune în valoare patrimoniul. Acum mă voi lega puțin de ce au rămas bisericile părăsite, ca să zic așa. Odată cu trecerea timpului, comunitatea din localități mărindu-se, bisericuțele au devenit neîncăpătoare. S-au construit biserici din zid, din piatră, iar acestea le-au luat locul. Bisericuțele de lemn au rămas părăsite, ca să spun așa, mulți nu s-au mai interesat de ele, multe dintre ele au dispărut, pentru că fiecare, aproape fiecare localitate din Sălaj a avut o bisericuță de lemn. Cu timpul a dispărut. Altele au fost strămutate, ca cea de la Bezdet, Gălduia. Aici voi face o mică paranteză legată de strămutarea unor biserici. Și nu mă rețin foarte mult și voi creante. Îmi aduc aminte, prin anul 2005, eram într-o tabără de pictură la Muzeul Astra cu doamna Maria Constantinescu, un artist. Mi-aduc aminte cum ne povestea domnul Ioan Bucur, care era directorul muzeului pe vremea respectivă, cum a reușit cu greu să convingă o comunitate ca să își, nu să-și doneze biserica, să-și vândă bisericuța de lemn, care era într-o stare de degradare destul de avansată, într-adevăr că se sluja în biserică. Și a reușit, într-un final, să obțină biserica, dar cum? Bisericuța era așezată pe un deal, accesul la ea se făcea foarte greu. Și neavând nici fonduri pentru a restaura, pentru că restaurarea este foarte costisitoare, e mai ieftin să ridici o biserică decât să o restaurezi, au pus o condiție. Deci au fost de acord să o vândă, dar cu o condiție. Să le facă o biserică nouă pe un loc mai ușor accesibil, pentru că majoritatea sătenilor erau oameni în vârstă. Dar țineau foarte mult la biserică de lemn și nu vroiau să dea. Dar într-un final a reușit ca să o obțină.
Voi vorbi puțin despre expoziție. Dacă, după cum observați, sunt lucrări de grafică realizate pe hârtie îngălbenită. De ce hârtie îngălbenită? În momentul în care te uiți la lucrare, îți dă impresia fiind îngălbenit, te duce cuvântul la vechi. Am utilizat ca și instrument de desenat, să spun așa, cărbunele. De ce cărbunele? Cărbunele se obține din viță de vie arsă. Deci, practic, e un fel de lemn. Cărbune, lemn. Lemn, biserică de lemn. Deci, cam asta ar fi povestea. Expoziția cuprinde, în prima parte, veți vedea biserici de lemn care au dispărut. Aici sunt biserici de secol 16, 17, 18 și chiar 19 și o să vedeți, o să încheiați expoziția cu o lucrare ce reprezintă o cheie. Aceea este cheia bisericii de lemn. Bisericile de lemn au genul acela de cheie. De fapt, ca o baghetă de lemn. De ce am pus cheia? Cheia, eu consider că reprezintă speranța. Și sperăm ca pe viitor, generațiile care vor veni, să își aprecieze patrimoniul cultural. Și dacă îmi permiteți, voi încheia, ca să nu lungim, cu o poezie scrisă de soțul meu, Sorin Stoian, care este scriitor și este pasionat de poezie. O biserică ce stă în picioare nu-i din lemn sau piatră tare, ci din suflet e clădită, căci în suflet taină are și preasfântă așezare. Mulțumesc domnului Stejerean și doamnei Elena pentru că mi-au pus la dispoziție spațiul și consiliul. Mulțumesc domnului George Mureșan pentru prezență, doamnei Cristina Ignatiuc. Mulțumesc domnului Costelaș Dumitru pentru că mi-a pus la dispoziție șevaletele. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. Și dacă am omis ceva, vă rog să mă scuzați, emoțiile și mă bucur că aceste evenimente se desfășoară și în Oceania. În primul rând vreau să te felicit, Flavia, pentru tot ceea ce ai făcut și aș începe scurtul meu discurs cu câteva cuvinte care este posibil să atingă o cordă sensibilă a fiecărui creștin care știe că deasupra cerului, peste tot, îl avem pe Dumnezeu. Acolo unde este o biserică și un semn divin la care noi ne închinăm, în general, cruce, acolo există Dumnezeu, acolo există speranță. Acolo unde este o mică biserică, chiar dacă e de sute de ani, acolo există și va fi întotdeauna cineva care se va ruga pentru noi muritorii, un preot, un călugăr, o călugăriță, dar în primul rând va fi Spiritul Sfânt care ne călăuzește pașii și ți-a călăuzit și ție, pentru că altfel fără ajutorul lui n-ai putea să faci așa ceva. Când spui că te apropii de lemn, știm din ce suntem născuți. Știm din ce suntem făuriți de Cel de Sus. Știm că de acolo am venit, știm că acolo ne vom întoarce. Dar mai știm că acea poartă, cărare spre Dumnezeu, trece de la naștere prin biserică și tot prin biserică părăsim această lume cu voia lui Dumnezeu. Nouă artiștilor, într-un fel sau altul, nu ne stă bine să vorbim mult. Noi ne exprimăm prin culoare, prin tușă,
prin daltă și așa mai departe, fiecare pe ceea ce este specializat. Sigur, fiecare lucrare, la fiecare lucrare trebuie să te apreci în parte, să o studiezi, să o înțelegi și privind-o să pătrunzi în sufletul artistului. Vei vedea în fiecare lucrare a fiecărui artist, nu numai a Flaviei, bucurie, tristețe, gânduri, speranțe. Dar noi, când vedem tematica biserică, spunem speranță. Vă mulțumesc și sper că n-am fost... și o să lăsăm invitația și către școli și către licee. Aveți în această sală astăzi un grup, o parte din voluntarii centrului, o parte din voluntarii Crucii Roșii, copii de la Silvan Art, invitați. Cu toții suntem astăzi aici pentru expoziția Flaviei. Nu aveți de ce să ne mulțumiți. Noi trebuie să vă mulțumim pentru ceea ce realizați și faptul că reușiți să trageți acest semnal de alarmă. Mi-aduc aminte și vreau să fiu cât se poate de scurt. Mi-aduc aminte acum două luni la ce s-a întâmplat în urma furtunii la Sinihai Ormașului cu biserica de acolo și cum a rămas timp de două săptămâni fără ca nimănui să-i pese că ploua înăuntru, ningea înăuntru după acest tur la bisericii de lemn din Sinihai, din poarta Sălașului, scuze. Din partea Sălașului s-a dărâmat, a fost dărâmat. Așadar, sunt foarte multe biserici pe care eu aș recomanda încă două. Cea din Husia, e o biserică de lemn extrem de frumoasă, și cea din Vădurele, din comuna Năpradea. Sunt încă două biserici frumoase, da. O după masă plăcută tuturor și vă invităm să vizionați expoziția Flaviei. Dacă aveți nevoie de apă, ceva acolo în spate. Yeah.